Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene și candidat PSD pentru alegerile europarlamentare, și europarlamentarul Gabriela Zoană, candidat pentru un nou mandat, s-au întâlnit miercuri 15 mai cu membre ale Organizației de Femei Călăraș, organizație condusă de senator Roxana Pațurcă, de asemenea candidat pentru Parlamentul European. Însoțite de liderii locali, candidatele au făcut și o vizită la mai multe fabrici de confecții din Călăraș. La dezbaterea cu tema educație ne unește a participat ca și invitat și ministrul educației, Ecaterina Andronescu, acestei dezbateri urmându-i o întâlnire cu pensionarii din județul Călăraș, la care a fost invitat să participe și ministrul muncii, Marius Constantin Budăi. Doamna președintă Gabriela, tu ai fost de fiecare dată în Călăraș la multe acțiuni și am vrut să știe și cei din Călăraș, că într-adevăr dumneavoastră sunteți foarte apropiată și vreau să știți că doamna președintă nu ne sprijină doar la București, ci întotdeauna și în Călăraș. Domnia sa m-a ascultat de fiecare dată cu problemele pe care le-au avut călărășenii și împreună am încercat de fiecare dată să aducem soluții.